E frumos, e superb, are iarbă și copaci, practic e ca la noi la țară. Dar cel mai important e că nu i-are pe țăranii noștri de la București. Ideea e că locul este absolut fabulos, paradisiac, aș spune eu, iar Cornel organizează aici pe 26 iulie un mare concurs de biclă, un traseu de 47 de kilometri, Saschiz, Sighișoara, Viscri, Bunești. Simt că fanclubul Prințului Charles de la Palatul Victoria are totuși nevoie de niște lămuriri suplimentare. Nu e ca și când, pe tehnocrații lui Dacian Cioloș, un mare admirator al treierătoarelor, i-ar da bicicletele afară din birou. Prin urmare, anul e 2014. Cornel este Cornel Stanciu de la Fundația Adept. Concursul despre care vorbește Tudor Chirilă se intitulează firesc Transilvania Bike Trails Race. Iar traseul de cicloturism în discuție leagă, cum nu se poate mai nimerit, satele din zona Târnava Mare cu Sighișoara. Între timp, concursul a intrat în tradiție și pe to-do listul posesorilor de mountain bike din vestul țării. Și nu numai, dacă mă gândesc doar la subsemnatul. În fond, cum să nu vrei să bagi o gonetă cu bicla pe coclauri, prin curțile bisericilor fortificate, pe drumuri forestiere și prin cetatea Saschiz, dacă asta pune 300 de kilometri între tine și taximetriștii din București? Am făcut o parte din traseu, e absolut incredibil. Pentru Viscri, Sighișoara, o să construim o variantă de a ajunge în Muchie, de, o variantă de urcare, care poate folosește și pentru coboare, pentru cei mai puțin experimentați, dar și o variantă doar pentru coboare, care va fi folosită într-un singur sens, pentru cei experimentați, care vor senzații puțin mai tari. Să ajungi la Viscri venind dinspre Brașov, pe drumul către Sighișoara, apoi cotind-o pe E60 la Rupea, e una dintre cele mai mari provocări tehnice pentru mașina ta. Dacă nu e SUV, tank sau camion Tatra pregătit pentru raliul Paris-Dakar. Ai putea să încerci cu bicicleta de munte dacă tot o ai. Da, plec de la premisa că ești om, nu personaj principal în The Avengers. În orice caz, nu-ți recomand să o iei pe calea aerului. Întrucât, dincolo de costurile pe care le presupune un taxi aerian, nu poți întina iarba din Viscri aterizând pe ea cu elicopterul. Un lucru e cert. Viscri e un sat care merită efortul, mai ales dacă ești genul acela de intelectual care n-a văzut rațe decât în farfurie și în Herăstrău. Și care a înviat în momentul când Charles a venit aici și s-a îndrăgostit de loc. Cel puțin este camionul. Un sat sub patrimoniu UNESCO, unde liniștea acoperă zgomotul. Asta e foarte tare. În plus, dacă ești chitit să faci rost de niște dulceață de rubarbă, ai șansa să dai nas în nas cu prințul de Wales, aprovizionându-se de la localnici. Atenție însă, omul nu stă la selfie-uri, pentru că e de modă veche. Îi scria de mână doamnei Sara de la Viscri și presupun că de sunat o suna de pe telefonul fix de la Palatul Buckingham. Prințul Charles și pictează. Am un album întreg, nu știu cum mai are timp și de așa ceva să rac. Altminteri, e bine de știut că țăranii s-au prins și ei, că aici vin turiști străini care vor autenticitate, liniște și, eventual, trasee de bicicletă pentru supereroi și amatori. Deci, nu vă așteptați la nimic ieftin. Naiba știe cât îi costă pe viscreni că prințul Charles a interzis asfaltul și hotelurile de 5 stele. Dacă vrea să cumpără, poate să cumpără și un euro și cu lei. Am primit și euro. Eu nu-i cer nimica și nici nu vreau să mă laud cu nimica, dar ne iubim, ne-am pupat și astăzi cam poate mai mult ca cu mama sa, care n-are timp așa de el.